Și dacă ar fi să mai vorbim și de postul cel mai înalt, negru sau aspru, pâine și apă, pe care îl țin și unii din creștini și dintre dumneavoastră, cei care încearcă să-și măsoare lucrarea duhovnicească prin puterea voinței, pentru că până la urmă Dumnezeu nu de post are nevoie, ci de dragostea Lui față de El, gelozia față de omul care i-a dat toate și nepăsarea cu care omul tratează dragostea cu care Dumnezeu se revarsă către el, îl face pe Dumnezeu deseori să ne încerce cu primejdie și necazuri. Și azi am citit ceva scurt și frumos, care mi s-a părut cea mai frumoasă măsură de post. Una am spus-o joi la emisiune și nu vreau să o repetați, ci vă voi spune cea cu Trifon Românu, care atunci când avea un ucenic la Sfântul Munte Atos, în chiliuța lui săracă, bătrân și bolnav, n-avea după ce bea apă, pe atunci nu intrau 5.000 de turiști în Sfântul Munte pe săptămână, pe atunci nu erau drumuri, se mergea cu mularul, pe atunci se punea câteva legume în grădină și câțiva pesmezi de la Mănăstirea Mare. Și venind ucenicul a zis, zice, părinte, a trecut o săptămână de post și noi tot flămânzim, oare ce să mai mâncăm? E, grija mâncării, ai frate, hai să ne rugăm. Ne rugăm, părinte, dar totuși mie înghiore stomacul de foame și nu mai fac față. Ei, dacă nu mai faci față, du-te și tu și vezi ce găsești prin bucătărie, aia fă de mâncare. Da, dă-mi și mie un pic, că și eu sunt flămân. Bătrânul, ca să-l încurajeze, să nu-l descurajeze în lucrarea lui. Și el vine așa râzând și spune, e, bătrâne, știi ce o să mâncăm? Atât este în bucătărie. Un cotor de varză. Știți, când scoți varza și o consum, rămâne ciucălău ăla de la rădăcină. Și a spus, nu-i nimic, ăla îl speli frumos, toacă-l și pune-l în oală, pune apă și pune să fiarbă. Și ucenicul ce a zis, lasă, dar i-a spus să nu pui multe condimente, să nu pui un de lemn, că e postul mare, să nu pui multe legume, ca să nu ne îmbuibăm. Și ucenicul, ca să râdă de bătrânul, a spus, zice, da, părinte, așa am să-ți fac mâncarea exact cum ai spus. Să vedem dacă o să-ți placă. Îmi place, cu mila lui Dumnezeu e bună. Tu pune oală, fă cruce pe oală, acoperă oala, vină la rugăciune și când gătim rugăciunea o să mâncăm. Și s-a rugat bătrânul până pe la ora 3-a, 2-a zi, fără nicio rânduie, nu avea nicio treabă. Și ucenicul sta, focul s-a terminat și a zis, sărăcește și supa aia până la urmă chioară din doi cotori de varză. Și marele a fost mirarea când s-au dus să mănânce, că au găsit oala plină cu varză tocată, cu legume neași, cu un gust foarte bun, plină până sus. Și ucenicul a întrebat cum? Când te rogi, te hrănește Maica Domnului. Când te preocupă grija mâncării, te hrănești tu. Deci, vedeți, cam aceasta ar fi una din măsurile postului celor care ajung la starea adamică cea din tâi, când și lui Adam i s-a spus din toți pomii să mănânci, dar din pomul cunoașterii binelui sau răului să nu mănânci, pentru că nu suntem noi la măsura divină pe care o are Dumnezeu față de lucruri până nu ni le descoperă El. De aceea noi când trecem câte un necaz foarte mare și greu, când se termină necazul, spune, bă, dacă știam, se termină așa de ușor, nu mă mai stresam. Dar ce se întâmplă urma stresului? Te îmbolnăvești, te enervezi, te tulburi, te cerți, jicnești, superi mâhnești, batjocorești, boscorodești și îți atragi păcatul. Dacă ai fi Dumnezeu și ai ști exact ce se întâmplă, nu te-ai mai tulbura, că știi exact rezultatul, dar noi nu suntem Dumnezeu. Adam a fost Dumnezeu, dar a vrut să fie un Dumnezeu și mai mare prin sfatul diavolului și atunci s-a trezit în afara grădinii Raiului pentru că nu mai era mistic. Nu poți să stai, asta să o aveți în minte, asta e chintesența zilei de azi. Nu poți să stai cu Dumnezeu în Rai și să fii prieten cu dracu. Aceasta o vedem noi în lumea de astăzi. Lumea face toate ale lumii, dar vrea cu Dumnezeu. Deci spune Sfânta Scriptură, tot prin cuvânt divin, nimeni nu va putea sluji la doi domni. Ori de unul te vei lepăda și îl vei urâ, ori pe altul vei iubi. Nu poți sluji la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Asta a încercat Adam să facă în grădina Raiului și s-a trezit lipsit de Dumnezeu. Și o să spuneți, păi da, dacă Dumnezeu l-a aruncat afară din Rai, nu? E cea mai mare greșeală a dumneavoastră de a crede acest lucru. Dumnezeu i-a arătat repercursiunea cererii tacite.
auzind pașii lui Dumnezeu prin răcoarea raiului, Adam s-a dus și s-a ascuns. Unde s-a ascuns de la fața lui Dumnezeu dacă el e pretutindeni? Unde putea să se ascundă dacă el l-a creat, dacă Dumnezeu a făcut totul? Dumnezeu și spune așa în psalm. Au cel ce a făcut urechea nu aude, ori cel ce a văzut ochiul nu vede, sau cel ce a zidit limba nu grăiește, nu vorbește. Idolii păgânilor sunt draci, iar Domnul cerul a făcut. Același lucru a pățit și Adam. El a fugit de Dumnezeu și Dumnezeu a spus așa, stai, dacă tot vrei să fugi de mine, să o facem în mod oficial. Nu trebuie să fii sperjurist, mincinos și viclean, să te ferești de fața mea, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, iar prin față să te arăți mie prieten. Și spune psalmistul David, toți cei ce te necinstesc pe tine, Doamne, neprieteni mi s-au făcut mie. Și l-a luat Dumnezeu frumos de mână și l-a pus pe Adam în afara raiului și a spus, băiete, de-ți va mai fi vreodată dor de rai, muncește, trudește să poți ajunge în el. Și dacă ne vom trudi cu bine aceste 40 de zile de post, mulți din noi și în chip duhovnicesc vom îmbrățișa toate cele ale învierii, mâncând din trupul și din carnea lui, așa cum au mâncat Luca și Cleopa la Emaus, ori apostolii la cina de taină, sau poate vom avea unii șansa să ajungem chiar și cu trupul în împărăția cealaltă atunci când vom trece în veșnicie, dacă faptele noastre au fost pe măsura strălucirii. Dar până atunci noi trebuie să învățăm psalmii și Scriptura, să învățăm dorul de Dumnezeu cântat în această odă minunată a Sfântului Andrei, episcopul critian, care a scris una din cele mai frumoase doine între balada Mioriței, între Luceafărul lui Eminescu, între moartea căprioarea lui Labiș, între, dacă vreți, balada lui Ciprian Porumbescu, am amintit-o, și multe alte, între doina românească sau de la Nistru până la Tisa, și care vreți dumneavoastră, și această oda Sfântului Andrei Criteanu se leagă foarte frumos ca un poem de iubire divină, dar notele sunt din lacrimi, cuvintele sunt din cuvinte de pocăință, iar sensul cuvintelor este plin de dor dumnezeiesc, postușor și binecuvântat. Și ne vedem mâine din nou la ora 4 pentru următoarea etapă a canonului mare. Ne vedem din nou miercuri, dacă va fi din mila lui Dumnezeu, să vedem ora de începere 3 sau 4 în raport cum va fi stabilit programul. Și apoi, din mila lui Dumnezeu, de miercuri vom putea primi Sfintele Taine, cei care s-au ostenit în chip ascetic, ca și Iisus, pe muntele Carantania, nimic mâncând, nimic bând, iar la urmă flămânzind. Amin și post binecuvântat!